Dragilor, astăzi vorbim despre Pirkei Avot Cuvintele de înțelepciune și învățăturile părinților din tradiția iudaică, o carte publicată în colecția Princeps a editurii Herald de Haim Stern, o carte cu care, iată, venim, venim înaintea noastră cu mult drag. Astăzi, alături de noi, este domnul Haim Isloschi, profesor al școlii de Cabala România. O carte importantă care, iată, Cumva completează în continuare cărțile publicate în uh, altă colecție a Editurii Herald, este vorba despre colecția uh, Sefer, în care au apărut uh, foarte multe cărți legate de Cabala și de învățăturile uh, părinților din uh, tradiția uh, iudaică. De data aceasta, Pirkei a avut uh, o lucrare cumva neobișnuită și care conține o nouă traducere integrală a textului, un comentariu explicativ al editorului, din mai multe izvoare, bineînțeles, pasaje din Talmud și din Midras referitoare la înțelepții menționați în text. Iată o carte, cum spuneam, o carte importantă. Domnule Haim Islowski, de ce este important pentru omul modern, pentru omul contemporan să ia contact cu înțelepciunea părinților din tradiția iudaică, pentru că vorbim despre uh, o carte în care găsim foarte multe povețe, găsim foarte multe pilde, găsim foarte multe sfaturi și vorbe de duh, care cumva se aplică la ceea ce trăiește în viața cotidiană, în viața de zi omul modern. Cred că mare parte din răspuns deja dumneavoastră l-ați anticipat. Uh, în primul rând, cartea este mult așteptată, cel puțin de către mine și de mulți alții uh, în domeniu și nu numai în domeniu. Uh, Pirchea Vot, uh, în primul rând, numele nu este unul care să ne sugereze ceva fără a avea o cunoaștere în spate. Pirchea Vot. Numele, evident că este unul ebraic și cartea vine cu un background în spate al tradiției ebraice. Întrebarea noastră, de ce ar fi de actualitate astăzi această carte, aceste sugestii, aceste sfaturi, dar cum este însuși titlul, spune Pirchei Avot, sfaturi, cuvinte de înțelepciune, avot, da, de la a părinților, avatată, avot, a părinților. Fac o asemănare cu părinții bisericii, la nu se înțelege pe părinții, mamă și tată, e evident. De ce ar fi de actualitate astăzi? Având în vedere că, virgulă, cartea a fost scrisă, nu, pe că ai avut cea a lui Haim, ci prin că a avut ca și comentariu la, la mișna, practic. Dacă facem un scurt, un scurt istorial, așa, al al apariției acestui comentariu, acestui tratat, uh, pentru că avot apare undeva după secolul III era noastră, după ce s-a încheiat Mișna. Știm că Mișna a fost scrisă de Taanim, și până în secolul III, iar după Mișna, așa cum, ca să fac o, o glumă, când cele două babe stau în pușcărie șapte ani, după șapte ani zice, stai cam să-ți mai spun ceva, cam așa după ce au comentat sute de ani după ieșirea din Babilon și iată ajuns, ajuns și în secolul III, înțelepții, tani, pentru că sunt înțelepții, au zis, hai să mai aducem un comentariu. De ce? pentru că mișna era în general dedicată uh, regulilor, chestiunilor halahice, a legii. Așa că pirchea văd, vine și ne spune, am câteva și, și câteva sfaturi, câteva cuvinte, să spunem, de duh. Uh, aș putea să le numesc cuvinte de înțelepciune, de fapt sunt numite. Și care să nu fie obligatorii, care sunt opționale. Dacă vrei să le împlinești spre fericirea ta, le împlinești. Dacă nu, nu. De ce sunt ele actuale? E foarte interesant. Pentru că, n-aș merge spre comparație, dar aș puncta într-un mod exact. Înțelepții din prichea avot punctează nu ca o experiență proprie. Îți dau un sfat pentru că eu am trecut prin experiența respectivă. Și foarte important de reținut lucrul ăsta. Îți dau un sfat pentru că am fost observator a mai multor situații Asemănătoare. Și în toate situațiile asemănătoare, cu aceeași factori în ecuație, are o singură uh, rezultantă. Și rezultanta este aceasta. Dacă vrei să asculți de ea, este ok. Dacă nu, experimentează din nou și eu voi fi observator să văd dacă se întâmplă așa sau nu. Trist ar fi să nu experimentăm pe pielea noastră, ci să experimentăm din cele scrise. Dar înseamnă vigilență. Înseamnă să cunoaștem și să acționăm în urma cunoașterii. De aceea, sfaturile sunt actuale astăzi, pentru că ele au fost date ca o consecință a unei observări în decursul timpului. Și atunci, după ce A plus B s-a întâmplat și are o rezultantă ce în decursul al mai multor situații asemănătoare, este clar că în astfel de situații posibile viitoare să rezulte același lucru. Deci posibilitatea ca să se întâmple la fel, în mai evident vorbim despre alegeri, despre liber arbitru, este posibil să avem același rezultat. Și atunci sfatul este să facem sau ce să nu facem. Și este valabil și astăzi, și este valabil, cred că, cât, cât timp va exista uh, omenirea. Aceste învățături uh, au legătură și cu înțelepciunea uh, Cabalei? Mie îmi place să cred deși atunci când vorbim despre credință e o chestiune personală, că nu există nimic în afară de înțelepciunea cabale. Cabala vine de la verbul lecabel, de a primi. E clar că Moshe, lecabel Torah, Moshe a primit Tora. Și de aici au izvorât toate celelalte. De fapt, există Tora și restul sunt interpretări ale Torei, decriptări ale ei. Sunt înțelepții care au aprofundat înțelepciunea Torei și au decriptat din această Tora uh, secrete pe care le-a spus într-un limbaj, să spunem, laic. Like. Pentru că uh, Tora este o, o criptare a informațiilor cerești, al GPS-ului care a fost oferit omenirii pentru a circula și a merge prin deșertul acestei, acestei luni. Cartea este. este... Cartea este, uh, iarăși, un lucru foarte important, dincolo de sfaturi, de vorbe de înțelepciune și vorbe de duh. Cartea, uh, dacă stăm să ne gândim cumva și să facem poate niște mici comparații și cu povestirile hasidice, poate și cu, uh, mă gândesc acum la uh, zona aceasta a folclorului persan, uh, Nastra din Hoja. Mă gândesc, bineînțeles, și la folclorul popular românesc, cum se întâmplă și în cazul românului care face has de necaz. Și aici, în cazul unor fragmente din Pirchei Avot, avem parte de, aș spune, o ironie fină, subtilă. Adică avem, avem, avem parte și de puțină ironie, și de puțin umor, și chiar de puțină autoironie. Și mă gândeam acum la două proverbe care îmi plac mie foarte mult, din înțelepciunea evrească. Dacă o problemă presupune bani, să dai bani pentru o problemă, aceea nu mai este o problemă, este o cheltuială. Îmi place, îmi place maxim chestia asta. Și alta, Dumnezeu ne-a dat două urechi și o gură, ca să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin. Este specific uh, înțelepciunii, uh, cabala înțelepciunii iudaice, pentru că, practic, înțelepciunea nu are uh, conotație nici religioasă și nici uh, etnică sau cum am vrea noi să o numim. Înțelepciunea este înțelepciune, indiferent de unde vine. Uh, cartea a Vot, evident, că are un fundal... Uh, iudaic, dar înțelepciunea nu are importanță de unde vine. De aceea trebuie îmbrățișată și este, iată, publicată în limba română pentru că se adresează tuturor. Spuneam că este specific aceste culturi iudaice de, de a face, de a se autoironiza și de a face, da, de a râde pe pielea lor, dar a, de a transmite o, o morală sau o chestiune morală prin intermediul a, a, a umorului. Pentru că este știut că ființa umană respinge indicațiile. Dacă vine cineva să vă spună ce să faceți, le respingeți. Dacă însă vi le spune în glumă, întotdeauna zice că prostul zice când aude o mustrare, întotdeauna crede că este vorba despre altul. <gântu -i> Iată încă, încă o grupă. Când o transmite nearătând direct cu degetul spre tine, tu trebuie să faci astfel de lucruri. Nu, este opțional. De aceea, pentru că ai vot, vine și spune că sunt chestiuni opționale. Dacă ție îți plac, dacă tu crezi că ți se potrivesc, da? pentru a fi fericit în alegerile pe care le vei lua, sunt binevenite. Spre exemplu, de ce este dată Tora în, în Sinai? Da? Este în, în, chiar aici, în care Evot, spune. Ca nimeni să nu se laude că e a lui. Tora a fost dată în pustie, exact așa cum astăzi sunt apele internaționale. Ca nimeni să nu spună că este a mea. Tora este a mea. Nu este a tuturor celor care o primesc. Apropo de, apropo de Tora, ce îmi place foarte mult în carte este că fiecare capitol, are acest simbol. Al sfeșnicului cu șapte brațe, scrisul la fel este foarte important și sunt mici textulețe și în ebraică. Apropo de Tora. Uh, Mi-a plăcut un fragment în care, și aș vrea puțin, puțin să-l comentăm, în care Dumnezeu uh, merge, dacă nu mă înșel, la copiii lui sau și întreabă, vreți să primiți Tora? Vreți să primiți legea? Și ei întreabă, bun, bun, o primim, dar ce scrie acolo? Da. Și... Uh, uh, fiecare dintre neamurile la care Dumnezeu a ajuns spune: Păi să nu ucizi, păi da, dar acum noi nu putem să nu ucidem, că suntem neam de război și cu tare și tare. Ajunge la uh, amoniți și moabiți. Uh, la fel, primiți Tora, uh, păi ce scrie acolo? Uite, să nu fii desfrânat sau să nu râvnești la uh, bunul aproape lui tău, sau oricum, uh, cele. Limitat cele 10 porunci, ele sunt mult mai multe, dar limitat la decaloș la cele 10 porunci. Iarăși se mai duce la copiii lui Ismail și tot așa. Nimeni nu primește Tora și ajunge la copiii lui Israel, care spun: Primim da. Tora și împlinim cumva legea. E, este chiar uh, transmisă, uh, apropo, de ironie și de, de spiritul de, de umor. Spune că Tora a fost prezentată înainte de a fi oferită lui Israel, care a din robia egipteană, adunați la poalele muntelui lui Sinai, dar înainte de acesta a fost oferită tuturor popoarelor, adică celor 70 de națiuni care era la, erau la acea vreme. Și exact cum spuneați, fiecare popor a întrebat, bine, e o lege? E o lege. Ce scrie în lege? Ce trebuie să facem? Păi, și cum spuneați, trebuie să fie să nu ucideți, spunem, nu, nu, se poate, fie să nu furați, zice, nu se poate, noi prăduim, luăm pradă de război, să nu priviți după soția altuia și așa mai departe. Toate care sunt scrise în cele 10 cuvinte, porunci traduse. Când ajunge la Israel, ei fiind proaspăt eliberați, zice, ne dai o lege? Da. Și cât costă? Păi nu costă nimic. A dacă nu costă nimic și e gratis, noi o luăm. Deci, iată un spirit da, al, al umorului, în care îl, îl găsim la, la evrei, în, în cultura iudaică. Deci, dacă e gratuit, noi îl luăm. E evident că presupune această tora foarte multe. În, împliniri și la un moment dat Dumnezeu spune, ce popor mare astfel de legi, cum ai tu, Israele? Deci, de la cum să te încalți, cum să te îmbraci, în realitate nu sunt 10 părunci, ci sunt 613 și ele sunt împărțite astfel că fiecare individ din cei 600 de mii care erau la poalele muntelui Sinai, pot să, poate să iau un fragment din aceste legi și să și să înceapă împlinirea. Mai târziu Itsak Luria introduce conceptul de tikun tikun olam, adică de corectare. Na, și fiecare împreună, deci până se atinge o masă critică, au misiunea de a a împlini aceste aceste porunci care la poalele muntelui Sina au spus na se venishma, adică vom face și vom auzi. Și pentru că au promis, au făcut legământ cu, cu Dumnezeu, fiecare, la un moment dat, poate să ajungă în deșert. E o chestiune mai târziu luată simbolic. Fiecare din ființa umană poate să ajungă acolo și să spună, Na, se venișma, voi face și voi asculta. Da? Și acest lucru îl, îl face să fie sau să facă parte din, din Israel. Israel, Iașar, el, este cel care merge spre el. El fiind suveranul, fiind uh, Dumnezeu. No. O carte uh, scrisă într-un limbaj accesibil, uh, pe alocuri colovial, și aș vrea să vă întreb, pentru că conduceți școala uh, de cabala România și probabil că această carte uh, o veți... Recomanda cu drag și uh, studenților cursanților noastre. Este o carte care uh, se adresează deopotrivă celor care cunosc mai multe despre Cabala, despre înțelepciunea atât despre înțelepciunea uh, părinților din tradiția uh, iudaică, dar deopotrivă și o carte care se adresează publicului uh, larg. De ce ați recomanda-o și cui? nu aș recomanda -o doar studenților Kabbalah, cu toate că am făcut-o deja. Nu aș recomanda -o doar lor pentru că limbajul în care este scris pe Ikea Vot nu este un limbaj de specialitate. Sunt cărți, într-adevăr, de Cabala, în care este nevoie de o terminologie pentru a înțelege chiar cele scrise în cartea respectivă. Fără să înțelegem ce înseamnă arborele sefirotic, malhut de malhut, scările pe care trebuie să pătrundă, lumile, cum sunt împărțite. Și atunci, dacă intrăm într-o astfel de terminologie, evident că publicul larg nu va înțelege și va lăsa cartea jos și spune poate mai târziu. Cartea Pirchei Avot este scrisă într-un limbaj uh, laic, like, într-un limbaj în care îl poate înțelege oricine, adică nu știu, vorbim despre atitudinea asupra femeilor, despre rugăciune, despre mustrare, unde este Dumnezeu, da, cum au strigat ultima dată mari rabini și mari înțelepți și nu numai, cred că toți evreii au strigat la, din nefericire la Auschwitz, unde este Dumnezeu. Și iată, multe, multe răspunsuri se găsesc, nu știu, banditul și înțeleptul, mici parabole din care extragem învățătura, nu este vorba nici despre un corb, nici despre o volpe, este vorba despre șerpetricul care este adus. Astfel că în cartea Pirchea vot, limbajul este atât de frumos și curge în, în stil de poveste, astfel încât de la copil și până la un alt înțelept din Academie, poate să înțeleagă mesajul pe care îl transmite. Și frumusețea stă în faptul că el este un sfat practic. Adică e ușor a scrie versuri, da? când nu aia spune nimic sau nimic nu aia spune. înțelepții vin și dau sfaturi astfel încât ele să fie aplicabile. Nu doar aforisme. Nu, pricheia, pricheia, nu prezintă aforisme, ele sunt frumoase. Dar vine, prezintă sfaturi practice despre cum poți să aplici o tehnică sau cum poți să aplici într-o anumită situație și cum să iei o decizie corectă. Și spuneam corectă, care ține de observare, nu de un sfat particular. Pentru că un tată poate să-ți dea un sfat. Nu totdeauna este cel mai bun. Este, este ancorat de experiența lui personală. Și experiența lui personală nu întotdeauna mi se potrivește mie. Ori Pirchea, văd, vine și dă un sfat în funcție de, de experiența trăită a mai multora. Și asta înseamnă observare observare și notare. Dragilor am vorbit astăzi despre Pirkei Avot, cuvintele de înțelepciune și învățăturile părinților din tradiția iudaică de Heimstern, o carte publicată în colecția Princeps a editurii Herald în traducerea lui Mihai Valentin Vladimirescu. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult domnul Haim Islowski, profesor la Școala de Cabala România. Nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina de Facebook Herald unde găsiți toate materialele video cu invitații noștri despre subiectele, temele pe care le propunem în cărțile publicate. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!